dacă urma un accident ieri, pe rutat de centura Buzăului, între două autoturisme, un Cielo și un Dacia Dofer. În urma accidentului au rezultat două victime. Amândouă s-au autosalvat. La susținerea noastră, autoturisme Cielo ardea în totalitate. Victima se afla pe Caldarul, conștientă, cooperantă. A fost transportat către echipajul mur la spital, la Ursul. Pe toate stările de la au acționat cu trei auto speciale, o auto specială de strângere, capă și spumă, o auto de descarceană de rea și un echipaj. Care este victima de cercetări, cauza incendiului? Cauza incendiului urmează a fi funcționată împreună cu echipajul de poliție. Trebuie cu alte nume. Dacia Dofer ce se deplasa pe DN285 în direcția Parcul Canavere către Ploiești, nu a păstrat distanța regulamentară față de autovehicul celular fața sa, intrând în colizie față-spate cu acesta, în urma evenimentului ieri, rezultând rănirea conducătorului autoturismului marca Cielo. Am înțeles că a fost o explozie în centru, mare de centru. A fost un incendiu, din cauza incendiului, nu pot spune, eu folosesc de la poliție. Dar avea bucurie cu GPS în spate, da. Și posibil că l-a spus.